Sunt bucuros și mândru că Iașu are șansa de a organiza cel mai important congres de pilates făcut până acum în România. Așteptă ieșenii și nu numai ieșenii să vină, fie măcar numai din curiozitate să vadă acest frumos eveniment. Calitatea prelegilor teorice și a exercițiilor practice este garantată de experiența celor 20 de trainer din străinătate și România, trainer de top, și suntem convins că acest frumos eveniment va deveni o tradiție pentru cetatea Iașului. Care să predea mai departe toate cunoștințele lor. Atât și ca titlele de adaptare de tehnicile lor de predare, adică cei care profesează, pot să învețe în felul de fitness persoanele respective care sunt în anumite probleme medicale. Sau eventual să învețe cum, în ce zonă să-i direcționeze, pentru ce specializare, că unii au... Specialiști de genul ăsta există în Iași, adică au avut, sau câte cluburi de astea de fitness? Câte cluburi sunt cei care vor să încerce, costă 5 lei. Deci, workshop-ul este cu el o să-mi țină. Este la oră de power pilates. Și acum am făcut la mod este Zumba. Da, avem și o oră de Zumba, dar noi nu suntem... Păi, dar Zumba poți să faci în orice club din Iași ăsta, Zumba. Da, Zumba merg la discotecă și fac Zumba. Zumba o faci acasă, nu? Zumba o faci voi unde? Deci, uite, chiar vă aștept și pe voi și pe toți, vă așteptăm să încercați să vedem despre ce este vorba. Pentru că toate orele sunt practice și atât ca și specialist, dar cât și ca persoană, avem foarte multe de învățat, pentru că toată informația care o primim la echipul orilor respective este informația care ne ajută pe toată durata vieții. Adică învățăm cum să ne protejăm în anumite situații și dacă am învățat bine de la început, o folosim în toată perioada vieții. Da, activitatea asta cam duce nouă. Activitatea de pilate sau activitatea de congres? Nu, de pilates, eu mă refer la activitatea de pilates, de exemplu. Foarte mult și eu am început în 2007. Ce este pilates? Pilates is a method for the recovery of your condition and for the training. Pilates is forwarded for adults, especially women between 40 years to 65, because it is the range of the more prevalent prevention, have a lot of chronic pathologies. So the Pilates is a system with a low impact. And then progressive, you can start training more and more and more to get again the factors. I can work in other level because I will show them, for example, the coordination. I can improve the coordination. I can improve a bit faster. I can improve Okay, after I will do exercise with you for the balance of your body, because you imagine that you are like a car, you know, and you have a console. Yes, I will work in your metabolism, because more resistant you have in your muscles, more successful in your sport. I will work in the strength exercise with resistance, then you get resistance. I will work with a lot of repetitions and functional training. With pushing and pulling. Pushing and pulling. Pushing no? and pulling, yeah, mostly. Isometric, concentric, eccentric, pliometric. You can work with Pilates also pliometric jumps for your legs. Yeah, I know. But it is depending on the skills of the professional. Yeah. But in one level, like physiotherapist, like I am, I can work with all the range. A doua ediție. Pilates și anul ăsta va fi și gimnastica aerobică și funcțional training.
cetățene, reprezentant al participanților, reprezentatorilor care vor ține ore în cadrul acestui congres și pe domnul Moroșan din partea consiliului local, pentru că, județean, pentru că vom avea, avem o colaborare cu consiliul județean pentru centrul expozițional Moldova undeva. Cum am mai spus, tocmai din cauza că nu toate lucrurile se întâmplă la București, toate orașele merită să fie promovate, în special Iașiul, pentru că lucrez în Iași, am studiat în Iași, este un oraș destul de frumos, cu toate că acum este un pic cam în construcții, dar vrem să creștem părerea celorlalți pentru locurile din provincie, cum zic bucureștenii. Ce aduce nou acest congres de culoare? Congresul nou, congresul aduce un plus de profesionalism în cadrul industriei de fitness. Când am creat evenimentul, anul ăsta este a doua ediție, l-am creat pentru a da șansa profesioniștilor să învețe, dar nu doar profesioniștilor, ci și oamenilor normali, să participe la acest eveniment, să vadă cum ar trebui să lucreze un profesionist, ca atunci când merg în sălile de fitness, să vadă diferența dintre calitatea serviciilor dintr-o anumită sală și din altă sală. Evenimentul aduce nou atât Iașului cât și lumii din fitness partea de reabilitare prin exercițiu fizic, care este foarte importantă ca și pentru mine, pentru că sunt kinetoterapeut. Aduce nou pentru că toate orele sunt practice. Nimic din ceea ce o să se întâmple în cadrul congresului, noi la congres suntem obișnuiți să stăm pe un scaun, să ascultăm un domn profesor sau o doamnă profesoare cum ne vorbește frumos și cum ne arată niște diapozitive. Aici o să ne se arate și diapozitive, o să avem șansa să încercăm pe propria piele cum acționează exercițiile pentru asupra corpului nostru. Următoarele zile ne așteptăm, pentru că înscrierile deja s-au făcut, în jur la 100 de participanți. Cum visam eu când am organizat congresul, mă așteptam la un minim de 300 de participanți. Un minim. Asta a fost și visul. Hello, I'm Juan Castellano. I am a physical therapist. I live in Spain. I am in Romania in the International Convention. We are going to present our workshops in different areas like Pilates, fitness, aerobic. It's a convention that is going to focus one part in the recovery of pathologies. It means like in the kinesiotherapy and medicine. We are in one time that we need more improvement of this kind of events because our communities are living a very hard moment with the economy. And too many people suffer pathologies, chronic pathologies in this time. Mostly of these pathologies is because not exercise, nutrition. So it's like a circle now that everybody is suffering chronic pain, like an illness. And it is coming because our lifestyle. So we pretend with our convention to send a message to everybody do the promotion of health and the exercise in general. I think in this kind of conventions is important the intervention of doctors. So it is because I like to invite all the doctors and professionals in the health that they are doing the prescription of exercise and recommendations for health that's coming with us. Please
join to our events, because it's an opportunity to understand how we can help a lot of persons with problems, and we can promote exercise in general. I think we are in a moment to think about body-mind is the connection between the illness coming for the mental illness, our coming for our situation. Social and economy is a part of the health in general. It is because right now other systems like the coach system is coming very popular. We have in our convention a doctor from Romania that she is going to introduce a workshop talking about how the emotions affect to our body and how we can take the way to manage our problems. And she's going to talk also about an important question, is the nutrition. So in this moment, the holistic professionals are coming more popular in the health system. When somebody make an interview with me and asks me about Pilates, I can say that Pilates is an amazing system for a start exercise for a group of persons that they lose the condition, the physical condition. So Pilates or other disciplines like yoga are accepted right now for the American Council of Exercise. This means that all the kinds of disciplines like Pilates have in common that they are conscience. And the conscience is very important today to recognize our body. When we are in a situation of stress, everybody, I think, have stress today. The learn, like to manage the stress, is a good system when you start doing movements. This is very old. Other disciplines like Tai Chi or yoga, older than Pilates. It is because this Tai Chi or yoga have a lot of research. In the National Bibliothèque of Medicine, you can find thousands of research about yoga, but Pilates is still a young discipline. And right now, there is coming more and more research about Pilates that give to us some information, like to focus with Pilates. 2 years ago, I finished a research with diabetes kind 2. In Tenerife, and I did the research with two doctors and other physiotherapists, and we do the design of exercise with Pilates, and we use the reformer, is equipment of Pilates, and we do the analysis of the glycemic in the blood system. So the control of glycemic was the focus of our research, and I was talking with a group of doctors 3 months ago in IASH about to repeat this research in the city. So we are doing the best of our experience for improve the health of everybody, and I think this kind of conventions have to be supported by the politics. So I like to send a message to the politics to talk with us open, and we are here and we can do a lot of things if we have a little support, because it's very difficult move a lot of professionals from other countries because everything is very expensive today, the flights, the hotels, accommodation. So if we have some support of the politics to promote more events, it is a very important part of our system. Thank you very much to Elena, because she is a very strong person to try this kind of convention in IASH. And thank you for all of you to stay here today with us and transmit our news. Thank you. Este o onoare pentru mine să fiu la acest congres de fitness. Este un congres internațional la care s-au implicat și autoritățile. Eu reprezint Consiliul Județean și în calitate de președinte al Comisiei de Sport și Tineret încerc să mă implic la tot ce înseamnă congres internațional de sport, de fitness, de pilates, pentru că trebuie să facem și din Iași un centru mondial, din moment ce e festival internațional, să facem un centru mondial al sportului. Voi veni și eu acolo, am înțeles că sunt tot felul de exerciții pentru femeile însărcinate, nu? Care au fost însărcinate ca să slăbească, nu? Acum nu știu dacă o să stăm ce căuta eu acolo, dar o să le învăț să facă kickbox sau îl dau un fel de directă, le învăț să facă taibo. E bun și
sportul ăsta. Am zis că mai sunt și niște exerciții de respirație care sunt foarte, foarte, foarte interesante. Eu cred că respir prin, nu mai am nevoie să mai fac respirație, dar femeile o să aibă nevoie să respire pentru că oftează foarte des, nu? Când bărbații ajung târziu acasă.